Întoarcerea fiului risipitor, Mitriță înapoi pe Oblemenco, transferuri pe bandă rulantă la universitatea. Ce n-a văzut Parisul, cost de kilometri pentru un tricou cu Messi. Și el este cel mai înfocat fan al Rapidului, Puștiul, care a emoționat pe toată lumea. Bună seara, bun găsit la sport! Revoluție la Craiova. Ofosu a plecat în Turcia la Bursaspor. Bălașa și Mateiu își fac și ei bagajele. Mitriță este marea revenire a verii la Craiova. Alex Mitriță se întoarce la Craiova după 2 ani și jumătate. Oltenii îl iau împrumut de la New York City. Mitriță a plecat în februarie 2019 în America. Nu s-a acomodat și a ajuns la Lahli, unde a lucrat și cu Laurențiu Reghecamp. 21 de goluri a marcat Mitriță de când a plecat. Mitriță a pierdut și naționala. E clubul în Arabia Saudită. Au mai fost niște probleme vis-a-vis de bani, de plăci și așa mai departe. Dar chiar dacă să spunem, legează contactul cu ei, e în primă fază trebuie să întoarcă la New York. Și atunci trebuie să discutăm și cu New York. Alex își dorește. Noi ne dorim. Luat de Botoșani, Ofosu a plecat în Turcia la Bursaspor. Ofosu a dat doar 4 goluri la Craiova. Crescut la Arsenal, Vlad Dragomir ajunge și el la Craiova. Bălașa și Mateiu își fac și ei bagajele și se pot despărți de Craiova. Un atac de vis la Paris. Asta are PSG în acest moment. Francezii l-au prezentat pe Messi. Am venit să iau Liga. Este promisiunea argentinianului. La 3 zile după ce s-a despărțit în lacrimi de Barcelona, Messi a ajuns cu zâmbetul pe buze la Paris. Messi a semnat pe 2 sezoane cu PSG și va câștiga în total 70 de milioane de euro fără bonusuri. Mi obiectivul și mi sueño de poder volver a levantar otro champion y creo que caí al lugar ideal para tener más chances. Mii de fani s-au strâns în fața stadionului ca să vadă minunea. Messi la PSG. Messi și-a ales numărul 30 la Paris, primul cu care a jucat la Barcelona și poate debuta în campionatul din Franța în weekend cu Strasbourg. Cuando estar preparado, empezar a jugar y ojalá sea lo antes posible porque quiero jugar, tengo mucha gana, tengo la misma ilusión y la misma gana que cuando era un nene. Că amo el fútbol, me encanta jugar, me encanta ganar. Șeful lui PSG, Chelaifi, a fost cel mai bucuros în ziua în care l-a dus pe Messi și a împlinit un vis, au scris francezii, despre catarezul care are însă și emoții. PSG trebuie să scadă 180 de milioane de euro ca să n-aibă probleme financiare în viitor. Nebunie totală la Paris, fanii au stat la cozi de kilometri ca să-și cumpere un tricou cu Messi. Fanii lui PSG au făcut o coadă interminabilă la magazinul lui PSG, în prima zi în care s-au pus în vânzare tricourile cu Messi. Coada s-a întins până la metrou. N-a mai rămas niciun tricou din primul lot scos la vânzare. Messi a venit la prezentare alături de întreaga familie. Puștii lui Messi au îmbrăcat și ei tricoul lui PSG, în ziua în care tatăl lor a filmat și clipul de prezentare. Messi a fost cazat într-un hotel de 5 stele în centrul Parisului, până când își va alege o casă. Argentinianul a recunoscut că prietenii lui au fost cei care l-au influențat să vină la PSG. Tengo gente amiga conocida dentro del vestuario. Obviamente una de las causas también fueron el vestuario, Ney, Di María, Paredes, que lo conozco. Elvețienii au dat ora exactă în fotbal, au eliminat CFR după ce campioana a condus cu 1-0. CFR va juca în play-off-ul de Europa League cu Steaua Roșie. În 2 minute am luat 2 goluri. E foarte greu. Am jucat în 10 oameni, din păcate, pe o greșeală impardonabilă a unui jucător de-al meu care nu se face la acest nivel. Trebuie să avem capul sus, să văd pe match de... Rapid vrea să facă primul sold-out al sezonului la derbiul cu FCSB. Rapidiștii l-au prezentat pe cel mai simpatic fan al lor. Rapidiștii au vândut 7.000 de bilete pentru derbiul de duminică seara cu FCSB. Mai mulți jurnaliști din Germania, Italia sau Austria s-au acreditat la partida de pe Arena Națională. E primul mare derby al sezonului. Rapidiștii și-au prezentat cel mai mic fan. Are doar câțiva ani și plânge că nu poate merge la meciurile Rapidului. De ce plângi? Vreau înapoi. Unde înapoi? Acolo. Ce este acolo? Rapid? Da. Și vrei să vezi meciul cu Rapid? Da. Mergem acasă și ne uităm la televizor la meci. Visul Champions League s-a terminat repede și pentru Yanis Hagi. Rangers a pierdut cu Malmö.
Marți au fost trei ceasuri rele pentru români. După Iannis și Stanciu și Niț au fost eliminați, doar oamenii de la Ludogoreț s-au bucurat. 2-2 s-a terminat returul dintre Ludogoreț și Olympiacos după 90 și 120 de minute și totul s-a decis la loviturile de departajare. Campioana Bulgariei cu rotariu în teren din minutul 94 a câștigat cu 4-2. Slavia Praga a ratat calificarea în play-off. A câștigat cu 1-0 returul cu Ferencvaros, dar a pierdut la general cu 2-1. În repriza a doua, Stanciu s-a luptat de unul singur cu Ferencvaros. A ratat de 3 ori în 10 minute. Nici vicecampioana Cehiei nu a mers mai departe în play-off. A pierdut și returul cu Monaco cu 3-1. Niță n-a avut nicio șansă. Martins, Golovin și Diop au înscris în poarta lui Niță. Canotajul a adus 3 medalii la Tokyo. Elisabeta Lipă speră la și mai multe la Paris. Șefa de la canotaj a inaugurat o nouă probă olimpică, canotajul pe mare. Lipa a urcat din nou în barcă la mare ca să promoveze noul sport olimpic cu care vrea să dea lovitura la Paris, canotajul pe mare. La mare, mă, dar ai și siguranța că barca e gata, că stabilitate. Vedeți cât de simplu este? Cel puțin la nivelul reușitei noastre de la Tokyo, pentru că așa ne-am pus un target măreț. Campioana olimpică Simona Radiș a fost și ea la mare și a înfruntat valurile. N-a fost pentru prima dată. Verile pe lacul Sânagov, când este plin de șalupe și sunt o grămadă de valuri, cred că s-ar potrivi și cu valurile de pe mare. Au știut ei de ce ne fac valuri atunci. Medaliații olimpici au venit la mare cu medaliile cucerite la Tokyo. Mă prinde bine cu medalia, dar și mă rupe de gât. Are 600 de grame. Deci cervicala e așa puțin ondulată. FRF l-a prezentat pe noul selecționer de la Naționala sub 20 de ani în același timp cu prezentarea lui Messi la Paris. Lobonț a fost alesul federației pentru nou înființata Națională sub 20 de ani. Lobonț stă liniștit, nu are obiectiv. Naționala va juca însă câteva super amicale cu Anglia, Portugalia, Italia sau Germania. După numire, Lobonț a fugit imediat la aeroport, a plecat în Italia. Eu să fac o reconstrucție. Nu sunt constructor, nu sunt zidar. Obiectivul nostru este să dăm continuitate jucătorilor care termină cu Under 19 și trebuie să facă pasul spre Under 21. Are o experiență internațională vastă, vorbesc de campionatele Olandei, campionatele Italiei. Lobonț e mulțumit că Rapidul s-a întors în Liga 1. Sunt bucuros în primul rând că Rapidul s-a întors în Liga 1 după 6 ani. Cristina Neagu nu merge cu Naționala la Mondial. Mă întorc la anul la Națională, promite Neagu. Neagu și-a pus o dorință pentru finalul carierei, să mai ajungă odată cu Naționala la Jocurile Olimpice. Bine că s-a încheiat această ediție a Jocurilor Olimpice. Pentru mine a fost dureros să privesc meciurile de la televizor. Neagu și-a luat un an de pauză de la Națională. Nu va juca la Mondial. Cu echipa Națională nu ne jucăm. Mergem, nu mergem. Stai că mai mergem la o acțiune, la a doua. Nu, am spus-o de atunci, după calificările la campionatul european, că vreau să iau o pauză. Mă voi întoarce în anul 2022. Eroul de la Sevilla a început de la handbal. Duca Dama a renunțat repede la poarta mică pentru fotbal. Da, când am fost copil am apărat în echipa școlii și în poarta de handbal, numai că o făceam ca la fotbal. Mă aruncam pe bitum pe jos. Nicolae Cristescu, fostul acționar al Rapidului, a fost ridicat de acasă de DIICOT. Fostul acționar de la Rapid, Nicolae Cristescu, a fost ridicat de acasă de procurorii DIICOT. E acuzat că făcea parte dintr-un grup infracțional organizat, specializat în infracțiuni de camătă și șantaj. Cristescu a fost acționar la Rapid între 2013 și 2016. Cum e să iei argintul olimpic și să nu ai vacanță deloc? Ana Maria Brânză încă visează la vacanța vieții ei, în Cuba. Vicecampioana olimpică de la Tokyo, Ana Maria Brânză, încă n-a apucat să meargă în vacanță. Brânză visează la o vacanță exotică. Românca nu s-a răsfățat după ce s-a întors din Japonia. Eu visez la Cuba de când eram mică, dar așa visez să fac și turul României cu mașina. Pentru mine înseamnă vacanța ideală. Poate să fie și la Ploiești, ok. La 36 de ani, Brânză a luat argintul olimpic. Putea să nu fie medalia de argint, putea să fie de aur, putea să nu fie deloc. Mă bucur și sunt mândră cu adevărat de mine. Românca mai participă la europenele din toamnă. După ce împlinește 37 de ani, nu știe ce va face. Visează la o sală de scrimă nou-nouță în București. Dacă va fi nevoie
să ne suflecăm mânecile, să dăm cu lavabil sau să punem cărămidă peste cărămidă, vom învăța să facem acest lucru. Sorana Cârstea a fost eliminată de la Montreal, a pierdut în două seturi cu Azarenka. Halep a intrat direct în turul 2. O femeie medic face senzație în motorsport. Mihaela Veldi a fost medicul lotului de gimnastică la Jocurile Olimpice de la Rio, dar mașinile de curse sunt pasiunea vieții ei. Mihaela Veldi trăiește între mașinile de curse de mică. Tatăl ei a fost pilot. Mihaela e căsătorită și ea cu un pilot și este inginer de echipă. E singura femeie care a reprezentat România la Mondialul de Raliuri. A fost copilot. Am crescut între mașini de curse. Mama cu mine în burtică mergea și îmi susținea pe tata care participa la competiții. Mihaela are permis la aproape toate categoriile, cu excepția tramvaiului. Mă gândesc foarte serios să fac școala și să obțin și această categorie ca să știu că le am toate. Mihail a participat la o competiție alături de Cătălina Ponor, care a fost copilot. Gimnastele îmi sunt foarte dragi în continuare, țin legătura cu ele, cu Cătălina, cu Larisa. Momente șocante la un meci din Mexic. 3 oameni au fost împușcați mortal direct pe teren. Atenție, urmează imagini șocante. Momentele groaznice s-au petrecut la un meci din Mexic. 3 oameni au fost uciși de un bărbat care a început să tragă în stânga și în dreapta cu arma chiar pe teren. Pe lângă cele 3 victime, mai mulți oameni au fost răniți. Nu toată lumea a fost fericită în Franța după ce Messi s-a transferat la PSG. Deranjat că toată lumea vorbește în Franța despre transferul lui Messi, un blogger din Marsilia, Fan OM, a spart televizoarele dintr-un magazin. Le PSG, c'est comme si vous enlevez un bébé dans les bras d'une mère. La vie de ma mère, Messi, t'as choisi le mauvais club. Ici, c'est Marseille, on ne t'aime pas, on t'attend au Vélodrome. El este pariul regelui, a învățat fotbal de la Messi și acum vrea să facă spectacol în Liga 1. Toate detaliile sunt acum pe www.sport.ro. La Pro TV urmează vremea, la Sfierbinți și filmul Răzbunare, o poveste de dragoste. O seară bună!